Doamnelor și domnilor, bun găsit! Ploaie de goluri în derbiul Ligii 1 la futsal. City a Târgu Mureș a încheiat la egalitate scor 7-7 partida cu nou înființată Auto Bergamo Deva. Pentru campionii României, parcursul excelent de victorii consecutive a fost întrerupt, aceasta fiind prima remiză obținută în actualul campionat. În următoarea etapă, City AS nu va juca din cauza retragerii echipei Smart București. Campioana României, City AS Târgu Mureș, a obținut un rezultat de egalitate în derbiul cu Auto Bergamo Fiat Deva. Meciul a oferit pe întreg parcursul un adevărat spectacol. Mureșenii au fost cei care au deschis scorul prin Alioani, acesta fiind apoi majorat de Bogdan Covaci. Echipa gazdă a redus din diferență prin Lupu, dar același Covaci mai marchează odată și majorează rezultatul, scor 1-3. Cei din Deva stabilesc rezultatul la pauză 2-3. În repriza secundă, cei de la Auto Bergamo pun presiune asupra jocului, restabilind egalitatea. Cu 12 minute înainte de final, Ignat de la City AS este eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Covaci înscrie golul 4 pentru mureșeni, hat-trick pentru el. Dar hunedorenii preiau conducerea prin golul marcat de Alin Paul. Elevii lui Cacio Entre nu stau pe gânduri și duc scorul la 5-5 prin golul reușit de Ciomo Ferenț. Auto Bergamo Deva mai înscrie o dată și se instalează din nou la conducere 6-5 cu 2 minute înainte de final. Sfârșitul partidei a fost fantastic. City AS a egalat câteva secunde mai apoi să conducă cu 7-6. Victoria le-a scăpat ca printre degete în doar 40 de secunde, când Auto Bergamo reușea să închide tabela la scorul de 7-7. În următoarea etapă, City AS nu va juca din cauza retragerii echipei Smart București.